Imagini din culisele emisiunii Masterchef Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au transmis un mesaj special de pe platourile de filmare. Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au revenit deja în lumina reflectoarelor pentru a filma pentru noul sezonul Masterchef, după ce și-au anunțat întoarcerea la ProTV. Cei trei jurați sunt prezenți într-un clip video ce este difuzat și la televizor. Invitându-i pe toți cei interesați să participe la procesul de selecție pentru show-ul culinar. Imagini din culisele emisiunii MasterChef. La mijlocul lunii aprilie s-a confirmat că Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se întorc la ProTV în calitate de jurați pentru emisiunea Un MasterChef. Aceștia fiind cei care au evaluat concurenții în primele trei sezoane ale show-ului culinar de mare succes de la ProTV. Au trecut 12 ani de când ProTV a lansat show-ul Masterchef și a prezentat publicului român trei șefi tineri. Multe s-au întâmplat în tot acest timp Sorin, Florin și Cătălin au devenit unele dintre cele mai îndrăgite și respectate personalități TV din România, a declarat directorul de programe Pro TV, Antoni Mangov. Iată că cei trei bucătari au început deja filmările pentru emisiune. Concret, ei au filmat un spot publicitar prin care îi invită pe toți cei doritori să se înscrie la casting pentru că nu vor regreta. Florin Dumitrescu, ți-a fost dor de noi? Cătălin Scărlătescu, hai că ți-a fost! Recunoaște! Sorin Bontea, și nouă de tine! E timpul să-ți duci pasiunea la nivelul Masterchef. Acum ai unul, două, trei motive în, în plus ca să te înscrii. Hai să-ți iei șorțul. Acesta este dialogul pe care l-au cei trei șefi în spotul publicitar care este difuzat de câteva zile de către postul de televiziune de pe Pache Protopopescu. După 10 ani, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu revin în postura de jurați la MasterChef România, de la ProTV, spre bucuria fanilor.